Spitalul județean din Deva este cea mai mare unitate medicală hunedoreană. La fel ca în toată țara, acest gen de instituții sanitare se află în subordonarea Consiliului Județean, iar aici se derulează sau sunt în cursă de a începe mai multe proiecte de modernizare. Astfel sunt prevăzute modernizări la secții exterioare, dar și la urgențe, renovări la clădirea administrativă, spații cu noi destinații, dar și înființarea unui centru de tratament post-COVID. Cu fonduri europene am demarat două proiecte importante. Modernizarea și dotarea secției de radiologie și extinderea și modernizarea unității de primiri urgențe pentru a nu periclita activitatea în UPU, având în vedere că intră în modernizare. Am fost nevoiți să facem o nouă investiție din fonduri proprii, o clădire care să deservească UPU în perioada renovării unității de primiri urgențe, iar după aceasta, această clădire din fața spitalului va deservi pentru internările de zi. Înființăm un centru de recuperare post-COVID la una dintre unitățile medicale din subordinea Consiliului Județean Hunedoara. De asemenea, suntem pregătiți să depunem documentațiile necesare pentru modernizarea secțiilor de pneumologie și recuperare medicală la Baia Sărată, dar și pentru reabilitarea blocului administrativ al Spitalului Județean de Urgență din Deva. Pe de altă parte, este așteptată finalizarea renovării clădirii vechi a spitalului din Deva. Administratorul public al județului Hunedoara, Costel Avram, dând asigurări că aceasta, aproape cert, va fi finalizată la 1 martie anul viitor. Spitalul este modernizat aproape în întregime și, apropo, vreau să vă spun că ieri am fost în spital împreună cu constructorul și sperăm 99,99% ca la începutul primăverii, 1 martie, toate secțiile să fie date în folosință. Lucrările de renovare de la Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva au început în anul 2009 și beneficiază de finanțare guvernamentală.